Jihadid și Zayn și-au început relația în anul 2015, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului Pillow Talk. Cei doi însă au o relație tumultoasă și este cunoscut faptul că s-au despărțit și în păcat de mai multe ori. De exemplu, în urmă cu 2 ani părea că s-au separat definitiv. Anunțul a fost făcut atunci de Zayn pe rețelele de socializare, în care spunea că a avut o relație distractivă, dar merg pe drumuri separate. Atunci fata a fost văzută imediat cu Tyler Cameron. Un an mai târziu, Zayn și Gigi Hadid au fost văzuți din nou împreună, iar la începutul acestui an era clar că formează din nou un cuplu. Acum se pare că ei vor deveni părinți pentru prima dată. Încă din luna februarie, modelul a dat de înțeles că își dorește copii. Ea a spus într-un interviu că, pe măsură ce avansează în vârstă, își dorește din ce în ce mai mult o familie și nu crede că va fi întotdeauna model. Cântărețul Zayn a precizat că este foarte recunoscător că a întâlnit-o. Priveam lucrurile într-o perspectivă negativă. Asta se întâmplă probabil din cauza adolescenței sau testosteronului sau oricărui alt lucru care era în corpul meu la momentul respectiv. Ea m-a ajutat să văd lucrurile dintr-un unghi pozitiv. Sunt declarațiile lui Zayn.